Aici avem o vată minerală care este cașerată, adică are această bandă de aluminiu pe una dintre fețe, bandă ce servește pe post de barieră de vapori. Adică dacă folosiți o astfel de vată, asta se pune de obicei în pod, la nivelul podurilor, se pune între căpriori și cu folia aluminizată spre interior. Nu faceți greșeala să puneți folia aluminizată pe exterior, pentru că umiditatea care ți-a trecut prin vată se blochează aici și salutare, nu-ți mai sunt chiar. Dar ca această folie să funcționeze ca barieră de vapori, atunci toate rosturile trebuie lipite între ele cu un scotch sau cu o bandă adezivă, bandă adezivă care de multe ori este și ea aluminizată și care implică destul de multă manoperă, de exemplu. Sper că ți este util acest material video foarte scurt ce este extras din materialul video lung postat pe platforma principală de YouTube Marius Șofete. Dacă ți-a plăcut acest material video, dă-l mai departe către prietenii tăi pentru a-și putea lua și ei doza zilnică de sfatul lui Șofete în construcții pentru a putea construi mai bine.